fulbițelor și fulpișorilor, ne jucăm Foxy versus Hachi. Și în echipa lui Foxy se află Piper, iar în echipa lui Houdini se află colonel Ruffs. Să vedem ce echipă este cea mai tare. Vă zic de la început că nu este foarte echilibrată echipa, din cauza că în echipa lui Foxy sunt mai mulți player, ca să zic așa. 7 contra 3 colonel Ruffs. Deci o să vedem ce iese. Bun. Nu știu unde mi este mie echipa, dar mă duc să o caut ce. Asta de aici. Mă duc să-mi caut echipa. De fapt nu mă ajută pe aici. Uite, am găsit pe cineva din echipa mea. Cred că o să mă duc în partea asta la altă. Aici sunt mai multe Foxy. Mamă, aici sunt doi coloneli. Oh, iartă-mă că am dat din greșeală. Aici este echipa lui Houdini. Și tocmai ce o atacam, dar mi-am luat bătaie. Hai să vedem dacă o să câștige echipa lui Houdini sau Foxy. O să intru să dau spectate. Să vedem ce se întâmplă. Asta dacă mă lasă, bineînțeles, să dau spectate. Nu mă prea lasă. Lasă-mă, te rog frumos, să dau spectate. Prin puterea vulpițelor, invoc butonul de spectate și merge. Uite-mă că merge. Deci mai sunt două Foxy și un Houdini. Cine e? Se va arăta acolo fericită și eu dau bucata. Aparent echipa Foxy a câștigat. Dar da, e greuț, îți dai seama că nu e prea cinstit. De data asta, ca să fie mai cinstit, eu mă pun în echipa lui Houdini. Ca să fie mai mulți colonel Ruffs. Deci eu practic acum m-am aliat cu dușmanul, cum s-ar zice. M-am băgat sub acoperire. Și o să lupt pentru echipa lui Houdini. Iar voi trebuie să luptați pentru echipa mea a lui Foxy. Deci să faceți treabă bună. Bun. Hai să dăm ready. E, dușman! Așa se zice, dar noi nu suntem dușmani, îți dai seama. Noi suntem așa. Ia-ne-mă, echipă! Echipă, ia să luăm noi niște power înainte să ne întâlnim cu dușmanul. Așa. Au fost mai mulți hudinași. Suntem 4. Nu știu dacă mai e cineva. Eu fac că n-am luat deloc power. V-am ajutat doar pe voi, aparent. Asta nu știu dacă pot să le iau de aici. Nu, vreau power-ul. Mă duc să le iau de pe partea cealaltă. Ah, da, nu m-au zis aici. De la 0 la 100. Calc pedala într-o secundă. 50 ca și încă urcă. Mamă. Și urcă. Stai să vedem că ne atacă din echipa lui Foxy. A, mai este o singură Foxy. Nu am văzut că mai este o singură Foxy. Cine câștigă de data asta, Foxy sau Houdini? O singură Foxy și un singur Houdini. Fără voi n-aș fi putut. 50 ca și încă urc. Întrebare întrebătoare. Cine va câștiga?
cel mai tare din parcare. Sunt în mișcare, trag tare. Se vede cine-i hudinare. Hai să vedem, să vedem, să vedem. Rupem like-ul, rupem share-ul, n-avem nași. Greu, greu, greu. Subscribe, nu fi lași. Vă mulțumesc atât de mult. Mamă, că vine zona imediat. De nu se luptă Foxy cu Houdini aici de... Numai. Mamă. Mamă, a câștigat Houdini de data aceasta. Bine. Bun, haideți. Acum eu mă întorc în echipa lui Foxy. Și cine câștigă acum, câștigă de tot. Deci, să vă jucați acolo trup și suflet. Deci e 1 la 1 până acum. Uite! Uite câte Foxy sunt aici. Iartă-mă din greșeală. Așa e când ai pe auto. Bun. Mamă, am spart un fădinaș. Ia, luați și voi cutiile astea. Frumusețea ta e mană cerească. Viber, faci totul. Da, oare unde sunt fădinașii, că nu-i văd. Doamne, cum țintești. Vedeți să nu ne omorâm între noi. Vrei un gem, îți aduc toată bucuria. N-am văzut niciun hudinaș până acum. Mă apucă nebunia. Am o slăbiciune pentru tine. Ești regina mea și o știi bine. Cu regina. Oare nu mai sunt? Am o slăbiciune pentru tine. Ești regina mea. Ia să mă duc să sar în partea cealaltă. Că aici sigur nu sunt. Sunt prințesă, dar poți să-mi spui regina. Unde sunt hudinașii? Au murit? Hai să facem dans, ne învârtim, ne privim și rapid i-am ars. Șahmat. Mamă, cred că au murit. Dar ești prins nou și asta îmi place. Mamă, am câștigat. O fi murit, măi, au fi murit. Am murit, deci echipa Foxy a câștigat. Mamă, bine rău, bine rău, bine rău. Ia uite mă, Easy Mac și Adelina aici, acum au rămas. Trag în zonă de fericire. Și am mai să sacrifică împreună pentru binele suprem. Da, foarte bine. Foarte tare. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost minigame-ul. Sper că v-a plăcut. Să scrieți în comentarii cu ce echipă ați ținut sincer și să da, să vă abonați. Apăsați pe subscribe și o să-ți facă gri. Să aveți o zi mișto ca și voi, faină ca și voi și vă aștept pe Trovo de la 12 pe primul link din descriere. Vă pup, să aveți zi minunată, pa, pa!